Și în acest an, apicultorii și-au expus produsele pe strada General Praporgescu de la sediul primăriei Râmnicu Vâlcea până în fața Consiliului Județean. Ca și la celelalte ediții, la târg au venit apicultori din Vâlcea, dar și din județele Constanța, Dâmbovița, Suceava, Neamț, Argeș sau Cluj, dar și din străinătate. Participanții la târg au oferit spre vânzare în acest an de la miere, polen sau lăptișor de matcă, până la stupi, hrană pentru albine, echipamente apicole sau produse cosmetice pe bază de plante. Avem așa ca produse apicole tot ce deține de la albine, avem mierea de salcâm, polenul, propolisul, lăptișori de matcă, păstură, pe bază de miere de albine mai avem niște siropuri făcute cu miere. Multe lucruri frumoase și delicioase, presupun că cu multă muncă s-au realizat. La albine este muncă, nu este muncă cu lopată, dar este muncă care trebuie să judecăm cu capul, să facem totul ce este. Aveți mulți stupi? 170. Faceți față? Mai am soția și avem un băiat care este angajat de la noi de vreo mai mult timp. Având în vedere anul trecut, ce speranțe aveți pentru anul? Anul trecut a fost un an foarte slab. În primul rând a fost la salcâm, care ne-a fost speranța și nu a fost miere de salcâm. Anul acesta e un an puțin mai slab, stupii sunt puțin mai slabi, din cauza că a fost iarna mai lungă. Am venit cu mare drag la Râmnicu Vâlcea. Este a treia oară când vine, o pauză de 2 ani. Și cu produse apicole de la Forăș Suceava încercăm să promovăm mierea neîncălzită, mierea starei naturală cum este, preparate cu propolis, cu polen și fagure, bineînțeles, păstură, în general tot ceea ce ne oferă stupul. Multă muncă bănuiesc pentru asta. Într-adevăr, este muncă, dar și satisfacția că venim alături de oamenii din zonă care încearcă, apreciază și chiar acum câteva minute o doamnă care nu m-a mai văzut 2 ani a zis, domnule, da unde ați fost, ați lipsit? Chiar simțeam nevoia să cumpăr dumneavoastră. A fost un lucru extraordinar și chiar m-a bucurat că am făcut efortul să vin până aici. Suntem la a 6-a ediție, sperăm să nu fie ultima, sperăm să ducem această tradiție de acum încolo până nu voi mai exista eu. Sperăm ca toți apicultorii din județul nostru și nu numai din județul nostru să vină la noi la târg, să vadă târgul, pentru că este un târg cel mai mare din Oltenia și bineînțeles singurul din județul Vâlcea. Totodată chemăm și consumatorii de miere, oamenii de la noi din județ, să vină să cumpere produse apicole, pentru că sunt de o calitate extraordinară. Sunt produse 100% de la apicultori și totodată 100% românești, pentru că, așa cum spunem noi, dorim să protejăm în primul rând apicultorii de la noi din județ și nu numai de la noi din județ, cât din toată țara, iar vrem să scoatem în evidență aceste standuri cu miere normal românești în fața celor, mă rog, din lanțurile de hipermarketuri. Și în acest an, evenimentul a fost o reușită, având în vedere că mii de persoane au vizitat târgul și au cumpărat produse de la apicultori din toată țara.